Un taximetrist botoșenean s-ar putea să-și ia adio de la meseria pe care o practică, asta după ce ieri bărbatul de 58 de ani din municipiul Botoșani s-a urcat băut la volanul mașinii în regim taxi și a intrat într-un stâlp. Totul s-a petrecut pe strada Peco din municipiu, iar un trecător care a văzut cele întâmplate a sunat la 112. Echipajul de poliție trimis la fața locului a stabilit faptul că bărbatul a pierdut controlul autoturismului și s-a confirmat faptul că era sub influența băuturilor alcoolice. Rezultatul aparatului alcool test indica o valoare de 1,18 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat conducătorul autoturismului de tip taxi în persoana unui bărbat de 58 de ani din municipiul Botoșani. În urma testării acestuia cu aparatul alcool test a rezultat valoarea de 1,18 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.